Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă porție de consultanță juridică, noutăți legislative și sfaturi juridice aferente. Anul 2017 a venit cu numeroase schimbări în diferite domenii. Pe noi ne interesează astăzi polița auto-obligatorie. Au existat modificări în ceea ce privește această poliță și, bineînțeles, trăim în România, ceea ce înseamnă că s-au adus modificări, modificărilor modificate și așa mai departe. Datoria noastră este să vi le punem în vedere și, dacă vă amintiți, la finele anului trecut, transportatorii au început să se manifeste sub formă de grevă. Atunci, Autoritatea de Supraveghere Financiară spunea sau promitea că va stabili anumite tarife de referință. În această perioadă, guvernul practic a înghețat prețurile poliței RCA, dar și această perioadă în care prețurile au fost înghețate s-a terminat. Autoritatea de Supraveghere Financiară a hotărât să nu stabilească aceste tarife de referință, ci să cheme un auditor privat să facă acest lucru, astfel încât s-au iscat niște, să-i spunem, dispute. Asta pentru că asiguratorii consideră acest demers a fi unul de transparență totală, pe când transportatorii se gândesc că iarăși va fi o tărăgânare și se va soluționa toată povestea cu o mărire a prețului poliței RCA. Cum stă situația în acest moment, din acest punct de vedere, și cât trebuie să plătim pentru o poliță RCA în prezent, dar și multe alte aspecte pe care noi, fiecare, în calitate de proprietar de autoturisme, în calitate de șofer, trebuie să le cunoaștem în legătură cu polița RCA, le vom afla astăzi de la invitatul meu. Este vorba despre domnul avocat Mircea Ursuța. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Noi vom încerca să le punem în vedere telespectatorilor astăzi și aceste motive de dispută, cu toate că, adresându-ne cetățeanului de rând, aceste terminologii și aceste mici războaie nu-i afectează în mod direct, pentru că polița RCA rămâne o obligație pentru fiecare dintre noi, pentru că de-a lungul timpului au fost niște modificări. Noi astăzi le vom semnala și le vom sublinia o dată în plus. Vom afla așadar cât trebuie să plătim sau cum se face acest calcul în funcție de ce se calculează cât plătim pentru o poliță RCA. De asemenea, vom vedea pe ce perioadă putem să o încheiem. Există și posibilitatea suspendării, dar până acolo vreau să vă întreb ce știți despre acest proiect de lege care înțeleg că este la președintele României, care îl poate retrimite către Parlament sau îl poate aproba. Da, în primul rând trebuie să avem în vedere faptul că anul trecut a intrat în vigoare ordonanța de urgență 54 pe 2016. Am și discutat-o aici la dumneavoastră cu problemele, cu aspectele noi aduse din legislația, să zicem, europeană în materie de asigurări RCA. S-a inițiat un proiect de lege de modificare pentru clarificarea unor aspecte care păreau neclare. În momentul de față este doar un proiect, chiar dacă este adoptat de Parlament. Știm că în România, până nu se publică monitor oficial, și nici atunci nu e sigur că legea este lege. Președintele poate să o întoarcă, se pot ivi probleme de neconstituționalitate. Ați văzut, Curtea Constituțională este foarte activă. Nu putem discuta despre o lege decât în momentul în care este publicată în monitor oficial și, mai mult decât atât, intră în vigoare, pentru că n-aș vrea să dau exemplu unei ordonanțe care a fost publicată, dar n-a mai intrat în vigoare. Da. Am depășit momentul să nu-l aducem iarăși în vederea celor care ne urmăresc. Totuși am făcut eu referire la tarife de referință și se tot vehiculează despre aceste tarife. Ce înseamnă ele de fapt? Sau cum s-au gândit cei de la Autoritatea de Supraveghere Financiară să stabilească valoarea unei polițe RCA în funcție de aceste tarife? În primul rând, tot raționamentul este greșit. Tot. De ce? Pentru că noi uităm că trăim în România. Iar în România, cum se calculează acest tarif? Se calculează după ce? Nu după șofer, ci după proprietar. Câte situații avem în care se conduce mașina? Acum, bunicilor, era moda când era mai ieftin să fie a bunicilor. Acum, de obicei, sau unei persoane medii, ca vârstă, care se încadrează pe sistemul bonus-malus al RCA-ului să fie cea mai ieftină. Vom vedea foarte puțin proprietari de mașină tineri, vom vedea, de asemenea, foarte puțin proprietari de mașină în vârstă, pentru că aici, pe baza acelui tarif de referință, întotdeauna asigurarea este mai scumpă. Deci, practic, peste 60 de ani și sub 30. Da, acum nu vreau să intrăm în discuții de alea super complicate. Undeva la 30-40 de ani vom vedea că sunt majoritatea proprietarilor din România, pentru că se calculează, din păcate, această poliță. Toate discuțiile nu au niciun sens. Mă refer la cetățeanul de rând. Sigur, acum, evident că un tir
E mai greu, pentru că acolo se fac bani efectiv din asigurări, e mai greu de matriculat pe persoană fizică, în fine. Dar pentru situația cetățeanului de rând, problema este că, spre deosebire de alte legislații europene, legislația românească calculează toate aceste bonus, malusuri, toate aceste tarife de referință în funcție de proprietar. Avem foarte multe situații în care proprietarul nici măcar nu are permis de conducere. Nu se cere pentru a deține 5, 10, 15 mașini în proprietate să ai permis de conducere. Poți să ai șofer. E, șoferul tău conduce, mașina este a ta, iar riscul este al tău și nu al șoferului. De aceea este un pic de falsitate în toate aceste calcule, pentru că nu se are în vedere, la fel ca în alte legislații străine, situația șoferului, ci situația proprietarului autoturismului. Dar de ce nu s-a gândit nimeni la acest aspect? Nu este, nu știu, nu pot să vă zic mai mult, știu doar că, și informațiile mele sunt de bază doar în acest domeniu, că în alte sisteme de drept se calculează după șofer. Aici ar fi fost, discutam și anul trecut, poate asta ar fi trebuit într-adevăr o schimbare de legislație, să calculez după, practic să fie să asigur persoana care conduce, pentru că eu pot să conduc 5 mașini, a mele, de servici. Gândiți-vă că se conduce numai autoturismul de serviciu a unei unități. În fine, deci toate aceste situații au în vedere doar proprietarul și atunci românul, fiind foarte inventiv, găsește un proprietar din casa de mijloc, mai ales acum că se matriculează ușor, nici nu mai avem acea taxă de stipul de mediu. Pentru câteva milioane se pot face jonglerii cu aceste mașini. Ele nu reflectă, din păcate, realitatea, acel sistem de 8 clase bonus, 8 clase malus, nu reprezintă ceea ce este în realitate. Deci vorbiți, practic, de asigurații cu risc ridicat, că iarăși sunt considerați astfel cei care în istoricul lor, dar iarăși se face referire la este doar proiectul de lege mașinii și nu la da, șoferul și acel efectiv. Asigurat de risc ridicat, va fi greu să vedem în România un asemenea asigurat dacă românul este român până la capăt și știe să se protejeze, pentru că acest asigurat cu grad ridicat de risc este proprietarul unei mașini care întâmplător a și condus, a și făcut mai multe tamponări, accidente cu diferite consecințe și el, dar aceasta trebuie să facem precizarea, că această definiție asiguratului cu risc ridicat nu este în legislația actuală, ci este doar în proiectul de lege care încă nu știm cum va arăta. Mai trebuie să facem o precizare. De multe ori, legea trimite la acte normative subsecvente și știm că în România nu e suficient să cunoaștem legea dacă nu știm ordine circulare, instrucțiuni, hotărâri și depunere în aplicare, pentru că vedeți și aceasta cu și această situație cu asiguratul și acea compensare directă, care acum îi spune decontare directă în proiect, se vor stabili prin ordine ale ASF-ului, prin ordinele miniștrilor. Deci, oricum, această decontare directă, că ați adus vorba de ea, încă nu există, deci vorbim tot la nivel de proiect există în legislativ. Lege, există în lege, dar nu poate fi aplicată în lipsa unor acte normative subsecvente care să detalieze. Deci, practic, celebra se vor putea încheia mai multe polițe RCA și pentru acum același se poate. Da? Și acum se poate. Dacă tu doar nu este asigur de două ori, decontare directă va nu însemna un alt sistem. Înseamnă, sunt două situații diferite. Eu pot să-mi asigur mașina la 5 asigurători RCA, dar voi beneficia, terțul va beneficia de o singură despăgubire, se va putea îndrepta împotriva oricărei societăți RCA. Care dorește. Care dorește, acea societate va fi obligată să plătească despăgubirile, ulterior se vor regla pe sisteme interne între societățile de asigurare. Dar care-i scopul? Compensarea directă înseamnă altceva, sau decontarea directă înseamnă ca eu, în momentul în care noi, Doamne ferește, facem o tamponare, să nu mai folosesc polița dumneavoastră, o folosesc direct pe a mea, iar asigurătorul meu se va regla cu asigurătorul dumneavoastră. Dar pentru asta trebuie să existe de timp, trebuie practic, să existe, acolo, da, ca să nu mai nu, să avem situația, domnule, nu-ți dau polița. Se întâmplă în România în foarte multe situații, pentru că tu, până la urmă, ești condiționat de acordul celui care, pentru a-ți repara mașina, ești condiționat de acordul persoanei vinovate. E, dacă avem o discuție cu cine e vinovat și ne mai judecăm 2 ani pe subiectul ăsta, s-ar putea să fiu obligat să fac mașina pe banii mei și să mă mai gândesc că mai am un proces cu asigurătorul. Dar așa, care e scopul ani unei persoane de a-și face asigurare la mai multe firme de asigurare? Asigurarea RCA, adică tot așa să câștige timp, o reacție mai rapidă? Nu are nicio logică să faci, dar se poate întâmpla în practică. Deci nu are nicio logică. Nu, pentru că despăgubirea e tot aia. Dar asta vreau să spun. Știți cum e, mama face una, copilul mai face una în aceea zi, te trezești cu două, nu? Vedeți că ați găsit motivul. Nu m-am gândit la asta.
Bun, acum, noi ziceați că am discutat deja de această ordonanță 54, dar tare mult aș vrea să le mai punem în vedere celor care ne urmăresc modificările care au apărut atunci prin acea ordonanță de urgență, tocmai pentru că încă nu s-au adaptat după ce ani mulți de zile au fost obișnuiți în același stil. Înțeleg așadar că mai nou perioada pentru care se poate încheia această poliță RCA poate fi mai mică de un an de zile, da? Ce de la o lună, de la o lună până la 12 luni și iar pentru vehiculele care vin din străinătate chiar până la 30, toată lumea știe, pe 30 de zile sau care sunt destinate exportului. Dar pentru cetățeanul normal se poate încheia inclusiv cu plata în rate și e foarte important, spuneam și data trecută, chiar dacă nu plătesc rata, RCA își va produce efectele. Este cel mai important contract pe care, părerea mea, noi îl încheiem în calitate, în orice calitate, pentru că ne protejează. Gândiți-vă, și am mai spus acest aspect, în cazul unor, doamne ferește, unor accidente soldate cu pierdere de vieți omenești sau cu vătămări corporale, limita pentru care asigurătorul plătește în locul nostru de spăgubire este de 5 milioane de euro. Ori nu se dau în România, cel puțin, eu n-am văzut hotărâri la acest nivel. În caz de deces și vătămări corporale, limita este 5 milioane. Ai o poliță RCA, îți asigură, dacă se întâmplă o nenorocire, practic tu rămâi doar să-ți plătești cheltuielile în procesul penal. Dar ați văzut că proiectul acesta, care nu este încă în vigoare, prevede niște schimbări și în ceea ce privește limitele acestea de despăgubire în legătură cu vătămările corporale. Aceste limite sunt agreate la nivelul Uniunii Europene. Și s-ar putea chiar să crească, nu să scadă, în conformitate cu grila pe care noi avem în lege. Ce se vor să facă asigurătorii, în schimb, să impună un ghid de calculare a despăgubirilor morale. Nu cred că se va adopta o asemenea ghid și nu ar fi normal, pentru că este o interferență în activitatea de judecată. O lovitură la un deget nu poate fi tratată cu 15 lei, pentru că omul poate să fie, cu tot respectul, casnic sau poate să fie violonist. Sau pianist. Adevărat. Cât valorează un deget de pianist? Acum, nu putem pune atâtea grile încât... De aceea problema aceasta cuantificărilor... Ajung până la urmă tot în fața instanței de judecată, ajungi cu un proces de genul acesta și judecătorul are libertatea de a... Da, deci depinde ce se vrea, pentru că asigurătorii au încercat să impună acum câțiva ani un ghid de soluționare a acestor despăgubiri. Consiliul Superior al Magistraturii l-a respins, motivând că nu poți face o interferare în actul de justiție. Sigur, ei pot folosi intern, dar problema e nu că folosesc, că și astăzi au aceste ghiduri interne. Intern pot să zic, eu pot să-ți dau pe degetul ăla 500 de lei dacă ți-ai rupt un deget, dacă vrei te duci mai departe în instanță. Problema e că ei vor să impună judecătorilor aceste și să folosim un sistem de evaluare. Asta e marea problemă. Spunem că avem practică neunitară. Vedem, pentru accident de circulație se pot da despăgubiri de la mii de lei la milioane de euro. Dar până la urmă nicio lege, niciun sistem de drept nu poate să cuantifice acest lucru. Este latitudinea judecătorului în fiecare cauză de a stabili concret. Nu poți, nu ai niciun criteriu. Asta am spus-o în fața instanțelor de la cea mai mică judecătorie până la Curtea de Casație. Nu ai un criteriu. Trebuie să mergi în concret, să vezi situația concretă. De fapt, sigur, cu o anumită practică orientativă, dar nu poți obliga, nu poți da matematica la piață, kilo de cireșe atâta, pentru că sunt situații în care cu accidente multiple îți pierzi și mama și sora în același accident. Da. Nu vreau să intru, pentru că subiectele sunt dureroase și... Da. Dar ceea ce este clar, că orice asemenea imixtiune în actul de justiție nu este permisă în niciun sistem de drept. Ați spus mai devreme că dacă nu este plătită rata la zi, totuși poliția RCA își face treaba. Dar se impune în momentul în care, Doamne ferește, în această perioadă se întâmplă vreun accident, totuși să fie achitată în urma accidentului? Se plătește, nu. Pentru că poliția RCA presupune trei persoane. Tot este răspundere civilă delictuală, presupune trei persoane. Eu, asigurătorul și eventualul vătămat, dacă îi lovesc la unul mașina, Doamne ferește, un accident cu victime, persoana respectivă este titulara dreptului de despăgubire, asigurătorul va trebui să-i plătească, iar față de mine va avea titlul executoriu doar pentru rata de asigurare. Deci dacă eu am 10 milioane pe an, vă dau un exemplu, 12 milioane, hai să luăm o poliță scumpă, 1200 de lei, 100 de lei pe lună, da? Plătesc ianuarie, februarie, martie, 3 luni, aprilie, mai nu plătesc, în iunie se întâmplă un eveniment, păgubitul, pentru că el poate să fie, asta e logica RCA-ului,
Și faptul că se plătesc despăgubiri inclusiv pentru mașini nematriculate, numai că după aia tu neasigurate, dar numai că trebuie să suporți tu finalmente acest lucru, nu victima trebuie să suporte niciodată acest risc. Victima va fi despăgubită, iar asigurătorul îmi va cere mie nu 20.000 de lei câte, sau 50.000 de lei cât a plătit victimei, ci doar 900 de lei, care este diferența pe lunile de la aprilie până la decembrie, din cei 1.200 de lei s-au achitat 300 și este titlul executor, nu mai e nevoie de instanță, pur și simplu în baza contractului de asigurare se poate merge la un executor judecătoresc, se popresc conturi, se execută, dar acea sumă. Da. Este un sistem de protecție statală, poate, am mai spus-o, poate singurul care funcționează în România. Da. Multe discuții s-au iscat și în zona serviciurilor auto și chiar cu dumneavoastră am mai purtat această discuție. La un moment dat știți că era o înțelegere între firma de asigurări și un anumit serviciu și firma de asigurări nu îți deconta cheltuielile decât dacă tu ca și proprietar al autoturismului colaborai cu serviciul respectiv. S-a modificat și acest lucru. Teoretic, da, spune că poți merge la orice serviciu. Proiectul de lege, măsura în care va intra în vigoare, am spus, nu prea îmi place să mă refer la proiecte, dar trebuie menționat, în actuala lege, un termen de 30 de zile care de fapt poate să fie făcut, dus până la 3 luni de către societatea de asigurări. Prin schimbările din proiect, societatea de asigurări în 30 de zile trebuie să zică da sau ba, îți plătesc sau nu îți plătesc. Deci se vine un pic în sprijinul cetățeanului, reducându-se la o perioadă absolut rezonabilă, că 30 de zile, perioadă necesară, pentru că în multe situații, inspectorii RCA trebuie să verifice dacă nu s-a declarat în fals vreun eveniment. Adică eu zic că să nu luăm banii de pe asigurări. Și atunci e o posibilitate ca în acest termen să verifice conformitatea avariilor cu situația de fapt reală. La firmele de asigurare în legătură cu aceste servisuri auto mai sunt nemulțumite pentru că există cunoscut faptul că pe piață sunt servisuri auto care practică prețuri pentru manopere și piese mult peste costul oferit, iată, de reprezentanțele oficiale ale mărcilor auto sigur, s-a gândit cel care a făcut proiectul acesta, care încă nu este în vigoare, și la un fel de rezolvare în acest sens. Și astfel proiectul prevede că justificarea costurilor pentru reparația unui autovehicul poate fi făcută atât prin sisteme de evaluare specializate, cât și prin documente emise în baza legii. Totuși, această formulare destul de ambiguă, documente emise în baza legii. Aici problema e mult mai simplă din punctul meu de vedere. Ceea ce ar trebui sau cum ar trebui să funcționeze realitatea. Eu mă duc la cu mașina la service, nu mă interesează cât costă pentru că o fac pe RCA. Problema, făcând o paranteză, este că românii încearcă să scoată bani din orice, dar situația ideală este... Și dumneavoastră le dați idei de fiecare dată. Nu, logica este simplă. Mă duc, las mașina în service, mă duc, o ridic și după aia este problema între service și asigurător. Să se judece asigurătorul dacă îi refuză la plată factura, serviciul va trebui să dea judecată societatea de asigurări să dovedească că acelea sunt reale. Asta se întâmplă și astăzi. Deci niciun asigurător nu plătește dacă sumele sunt reale. Problema este ca eu, ca cetățean asigurat sau care beneficiez, nu sunt asigurat, este altcineva asigurat, care beneficiez de poliția aceea, să nu depind de discuția între asigurător și serviciu. Eu mă duc, îmi las mașina, mi-o ridic. Atâta timp cât eu nu am o înțelegere cu serviciul să facem jumătate sau o altă serviciu, eu nu am decât obligația să las mașina și dreptul de a-mi ridica mașina. Dar nu vreau să intrăm pe sfera dreptului penal, dar știu că se practică și folosirea de piese contrafăcute și atunci acolo intrăm deja, asta reprezintă deja o infracțiune. De-ar trebui să mă lase pe mine, cetățean civilizat, care sunt victima unui eveniment unde trebuie să-mi repar mașina, să-mi aleg un serviciu serios unde știu că în momentul în care îmi iau autoturismul, nu mă trezesc când pleacă roata după 500 de metri ce am ieșit de acolo. Deci trebuie să dai încredere, să dai o situație, să dai curs calității, dar asta trebuie făcut în concret și prin asigurare, prin încurajare legislativă a muncii de calitate. Și dacă se întâmplă o situație de genul ăsta, ce poți să faci mai departe? Te judeci înapoi cu serviciul, că n-ai cu cine. Atât. De-aia este foarte important ce vrea să facă noua lege. Să mă facă de două ori să mă gândesc ce asigurător aleg. Pentru că până acum spuneam RCA nu mă interesează. Vedeți, deja vorbim de două falimente. Da. Ale societăților de asigurări.
Este interesant de spus că aceste două falimente, mă refer la Astra și Carpatica, sunt cele două mari societăți în insolvență în momentul de față, dar în niciun caz acest faliment nu s-a datorat pieței, pentru că de multe ori asigurătorii, și am spus-o și în sala de judecată, vin asigurătorii, spun, domnule, uite-te ce prost ne merge pentru că despăgubirile mari. Nu, pentru că dacă ne uităm cu atenție, ambele falimente au fost provocate de infracțiuni săvârșite sau prezumptive, pentru că nu avem hotărâri definitive, de membrii conducerii asigurărilor. N-au legătură cu aspectul comercial al pieței, ceea ce înseamnă că piața asigurărilor funcționează. Falimentele nu sunt falimente naturale într-o societate normală, ci sunt consecința altor fapte care nu este problema, nu este problema discuției noastre, urmează să fie clarificată de instanțele penale. Dar este important de spus că noi nu am avut practic un faliment al unei societăți de asigurări, faliment natural, ceea ce înseamnă că piața, încă n-am avut un faliment, ceea ce înseamnă că piața funcționează și că până la urmă se merge. Aceste falimente nu au cauze naturale. Cum se poate suspenda contractul de poliță RCA și cum se poate demonstra că în perioada suspendării autoturismul nu a fost folosit? Asta este o problemă proiectului, pentru că legea spunea doar că poți să suspenzi, nu aveam o procedură. Dacă acest proiect va intra în vigoare, va trebui să depui plăcuțe de matriculare pe perioada în care ești suspendat. Ca să nu existe nicio discuție că... Și atunci e foarte clar. Iar în privința înmatriculării unui autoturism, această poliță RCA trebuie făcută sau avem obligația să o încheiem înainte de a înmatricula sau o putem și după? Întotdeauna nu se poate matricula un autoturism în România dacă nu este poliță RCA. Și polița RCA, în momentul, produce efecte doar de la data înmatriculării. Iar dacă fac pe parcurs poliță, produce efecte doar de a doua zi, tocmai pentru a nu face acum accidentul să-mi fac poliția. Dacă am un autoturism matriculat, fac o poliță nouă, e valabilă doar de mâine, iar dacă autoturismul este nematriculat sau se schimbă proprietarul, chiar dacă o fac astăzi, ea nu va produce efecte decât în momentul în care este logic, în momentul în care mi se liberează plăcuțele de matriculare cu numărul, poate peste 3 zile sau 5 zile. Deci, din acel moment produce efecte poliția de asigurare. Există vreo situație anume în legătură cu vreun mijloc de transport pentru care nu avem obligația de a plăti poliția RCA? Nu obligă. Acum, sigur, există mașini de curse care le folosești numai pe circuit. Legea spune... Da, antrenamente, sau de antrenamente, galiuri. Da, sau cele care nu sunt înmatriculate, evident, dacă mă duc pe câmp. Deși au fost, să știți că au fost multe accidente pe câmp, efectiv, cu tractoare nematriculate, dar acestea ies din sfera de reglementare a RCA-ului. Domnule Ursuța, pe final, iarăși o să vă lansez o întrebare și sigur am mai discutat noi despre acest subiect, dar foarte interesant și în continuare pe buzele telespectatorilor. Sunt sau nu obligați cetățenii, conducătorii auto să prezinte polițiștilor atunci când sunt opriți în trafic această poliță RCA? Mi se pare discuția e mai mult teoretică, pentru că din punct de vedere practic este logic că legea sancționează doar faptul de a nu avea poliță. Deci lipsa poliței, nu de a nu avea la tine. Dar, unul, am spus părerea mea și am spus-o de multe ori, din punctul meu de vedere legislația este prea blândă. După mine, dacă aș fi eu factor de decizie, faptul de a nu avea poliță ar trebui să fie infracțiune, pentru că te joci cu bani, cu milioane de euro contribuite de alte persoane, unul care vine și își plătește 5 milioane din salariul minim pe economie sau 10 milioane, își plătește poliță ca tu să provoci un accident neasigurat, să plătești daune de 1 milion de euro, din ce? Din fondul asiguraților. Este o crimă. Este o crimă. Este o crimă din punctul meu de vedere, în ghilimele, să conduci fără poliță de asigurare și cred că sunt prea blânde sancțiunile contravenționale. Evident, trebuie să o ai. Acum, ar fi bine să o ai la tine. Sigur, nu este faptă dacă nu ai la tine, dar dacă nu ai la tine, polițistul nu știe și nu poate să verifice dacă o ai la tine, sens în care îți va face un proces verbal pe care tu vei fi nevoit să-l contești, sigur vei câștiga, dar vei plăti taxă de timbru, te vei plimba și atunci sfatul meu este, dacă tot ai făcut-o, ține măcar o copie mașină. Sigur, acum, dar și polițistul ar putea foarte ușor, pentru că aceste sisteme informatice ne dau posibilitatea ca într-un minut, două, să vedem de pe simplu aplicație un telefon mobil, să vezi dacă mașina are poliță de RCA, din ce moment este acea bază CEDAM, la care face vorbire și legea. În două minute văd exact ce poliță de asigurare, de când și până când. Dar acum cetățeanul ar trebui să aibă, iar în situația în care nu are organul constatator, în speță poliția rutieră, ar trebui totuși să
aibă se bună uită, voință bună odată ce există această opțiune. Și să vadă, acum nu înseamnă să-i spun poziția în față, bă, nu mă interesează, nu mă sancționez, că da, știu eu cum e. Da. Deci totul este o chestie de eleganță până la urmă și de bun simț, da, pentru că trebuie să știm că buna credință este protejată de drept. Domnule avocat, vă mulțumesc mult pentru prezență, vă aștept cu drag și altă dată să vedem dacă intră sau nu în vigoare acest proiect. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până data viitoare, să aveți parte numai de bine și țineți polița RCA în mașină, da?